În ocazia aceasta, aș vrea să vorbesc despre bucuria învingătorilor. Și în momentul în care mă gândesc la titlul acesta, l-am avut în minte pe Dumnezeu, care încă de la creație a plecat ca un învingător să creeze cu multă bucurie, cu multă pasiune, cu multă putere tot ceea ce a făcut în universul acesta. Și Dumnezeu a început să spună să fie lumină și a fost lumină. Să se arate pământul, să se arate uscatul, să fie pomi, să fie verdeață, să fie sori, să fie stele, să fie viețuitoare, să fie belșug. Și parcă îl văd pe Dumnezeu cât de entuziasmat era la fiecare acest să fie. Venea o revărsare de energie și de putere și de bucurie. Și așa a dorit să fie toată creația Lui și așa dorește să fie și astăzi, să fie bucurie. Și ori de câte ori Dumnezeu începe ceva, începe cu entuziasm. Și așa suntem și noi la început, entuziasmați. Când se naște un copil, chiar dacă se naște cu durere, este acea bucurie, acel entuziasm, este o nouă viață care pleacă, este un nou început. Când te apuci de ceva, de un plan, de o casă, de o afacere, de orice, ești entuziasmat și nici prin minte nu-ți dă că nu ai să reușești. Pentru că Dumnezeu ne-a creat să fim învingători. Și cred, dragii mei, că viața ar fi mult mai frumoasă dacă noi am avea tot timpul în suflet această bucurie a învingătorului, această mentalitate că nu trebuie să greșim, că nu trebuie să eșuăm, de greșit vom greși, dar nu trebuie să ne oprim din demersul acesta de a duce lucrurile până la capăt, cu bucurie, cu entuziasm, chiar dacă uneori vor fi dureri, chiar dacă uneori vom avea eșecuri. Acea bucurie trebuie să ardă în sufletul nostru ca o făclie puternică și care să ne ducă spre reușită, spre succes. Nu cred că există mai mare bucurie pentru Dumnezeu decât aceea să ne vadă fericiți, să ne vadă entuziasmați, plini de credință și să ne vadă că avem o mentalitate de învingători, nu de loseri. În momentul în care ai căzut, te ridici plângând și mergi mai departe. Și Dumnezeu zice, da, uite copilul meu, ăsta mă reprezintă. De atât de multe ori ne plângem, ne crămăluim, că e grea viața, că nu merge aia, nu merge cealaltă și suntem atât de fricoși, atât de panicați. Oare cum privește Dumnezeu imaginea aceasta a noastră? De oameni pe care îi binecuvântează cu duiumul. Și hai să fim sinceri, că mai bine că acum n-am dus-o niciodată. Mi-aduc aminte, eram la căpătâiul unui frate bolnav de cancer, era în vârstă, e adevărat, avea peste 80 de ani, și îmi spunea, frate, știu că sunt bătrân și că sunt bolnav, dar parcă aș mai vrea să mai trăiesc, măcar vreo 2-3 ani. Și am zis, da, de ce, frate? Mai bine că acum, sincer să fiu, n-am dus-o niciodată. Am trăit pe vremuri de război, am trăit pe vremuri de foamete, am știut ce înseamnă lipsă, am știut ce înseamnă sărăcie, am știut ce înseamnă să mănânci coș de cartofi, am știut ce înseamnă să scoți cartofii putregăiți din pământ și să-i mănânci, că nu aveam ce mânca. Am știut ce înseamnă muncă grea la colectiv, am știut ce înseamnă să crești o familie cu greu. Și acum am pensie bună, acum copiii toți sunt bine la casa lor, am nepoți medici, am nepoți avocați, sunt atât de bine toți și parcă aș mai trăi un pic să mă bucur de bunăstarea aceasta. Într-o zi când citeam în cartea psalmilor, un psalm care îmi place foarte mult și care exprimă această bucurie a învingătorilor, această bucurie de a fi în casa lui Dumnezeu și această bucurie de a fi cu Dumnezeu și de a trece prin greutăți plin de entuziasm. Mi-a plăcut foarte mult ideea pe care o transmite aici unul dintre fiii lui Core,
Apropo, noi să știți că avem o imagine deformată despre închinarea adevărată. Știți ce înseamnă mai nou pentru noi închinarea adevărată? Înseamnă să fii, în primul rând, posac, ca să fii solemn și sfânt. Închinarea adevărată înseamnă să cânți niște cântări așa mai lipsit de entuziasm, mai fără ritm, mai fără prea multe sincope, ca să îi fii pe placul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb sincer, v-ați plictisit careva? Nu la predica mea, că la asta poate că vă plictisiți. La programul muzical v-ați plictisit careva? De ce? Tocmai că este natural să fie divers și ritmul, și melodia, și soliștii, și intensitatea sunetelor, și așa mai departe. Când e divers, e bucurie, e entuziasm. Nu te plictisești, e natural. Pe când a făcut Luther reforma, știți ce a făcut? A luat cântecele alea din stratosferă, pe Palestrina și pe toți aia alți care au făcut niște cântece divine, îți venea să dormi pe ele. Și stăteai numai drept în biserică așa și cu mâinile în sus și te uitai în tavan și nu cumva să faci o mișcare că te pedepsește Dumnezeu, că așa era făcută muzica. Evitau anumite intervale, terțele care sunt melodioase și cântau numai la octavă, la cvartă și la cvintă. Și atunci ați cântat ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra și scădea capul așa în piept. Și, dar așa era făcută muzica, pentru că asta era considerată muzica solemnă, muzica sacră. Și știți ce a făcut Luther? Zice, mă, noi trebuie să coborâm, și numai Luther, toți reformatori, noi trebuie să coborâm din stratosferă sfințenia asta, să o aducem printre oameni, și asta a făcut și Hristos. Și știți ce a făcut? S-a dus la birt. Da, da. Și bă, ce cântă ăștia aici? Mă, niște lenderuri faine, super melodia. Hai că îi punem cânte creștin, îi punem versuri creștine, îi învățăm și teologie, oricum știu melodia când vin la biserica deja cu floricele, cu tot ce trebuie și gata, i-am pocăit pe oameni. Pentru că oricum, din punct de vedere natural, oamenii veneau la biserică plictiseală maximă, predici lungi, cântări plictisitoare și toate astea și știți unde mergeau după aia imediat? Tot acolo la birt. Pentru că era muzica faină. Era fericire. Și noi suntem tentați să mergem spre fericire. Asta e starea naturală. Așa ne-a creat Dumnezeu. Să mergem spre fericire. Și unde te duce în mod natural starea aceea de bine, de fericire, acolo este bine. N-are nimic de-a face cu diavolul. Are de-a face cu o percepție deformată pe care noi am moștenit-o. Citiți, vă rog, cartea psalmilor. Și bateți din palme. Dacă bați din palme, ești face o impietate în casa lui Dumnezeu, după părerea unora. Dacă când prea ritmat, nu-i bine, nu-i bine. Dacă ai tobe, dacă ai instrumente și prea multă percuție, nu-i bine nici asta. Dar într-o ocazie eram la o întâlnire pastorală și venise un mare expert să ne spună cum să cântăm în biserică și așa mai departe. Și un coleg l-a întrebat, frate, dumneavoastră ați făcut o exegeză serioasă la psalmul 150, unde scrie de timpane, de tobe, de bătut din palme, de... Păi nu. Păi când o să faceți, atunci să veniți să ne predați din astea. Totul este bucurie. Totul este încântare. Și Dumnezeu vrea să avem această bucurie a învingătorilor. În psalmul 84, un psalm al fiilor lui Core spune așa: cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Păi în momentul când ai bucurie în casa lui Dumnezeu, când ai părtășie, când cânți cu toată inima, când faci ce faci cu dragoste și cu pasiune, mai poate fi plictisitor în casa lui Dumnezeu? Nu! Observați cu câtă patimă, cu cât patos vorbește despre casa lui Dumnezeu. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Este efectiv prins de această putere și de acest entuziasm. Abia aștept să mă duc la biserică, abia aștept să mă duc la casa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că sunt fericit. Mă întâlnesc cu frații mei, cântăm o cântare, ne încurajăm, suntem împreună, suntem fericiți. Apoi zice mai departe, versetul 4, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Wow, e tare expresia asta.
Știți ce înseamnă să locuiască în inima ta încrederea? Înseamnă să nu-ți mai fie frică. Ferice de cei în a căror inimă locuiește, nu e așa o emoție temporară, locuiește încrederea. Ce fac oamenii ăștia? Unde îi pui, aduc lumină, aduc speranță, aduc entuziasm, aduc fericire, îi ridică pe ceilalți. Și fiți atenți ce spune mai departe. Când străbate aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Valea asta a plângerii, Valea Baca, era un loc prin care treceau pelerinii spre Ierusalim. Era un ținut pustiu, sterp. Erau acolo pietroaie, nisip, poate niște tufișuri pe aici pe acolo. Era o vale aridă, plictisitoare, întristătoare. Când treceai pe acolo, îți venea să plângi. Dar și când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Și de câteva ori pe an, când poporul lui Dumnezeu mergea spre Sion să se întâlnească cu ceilalți frați din toate semințiile și când se întâlneau la templu, locul acela pustiu prindea viață. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Și întrebarea mea pentru tine în dimineața aceasta și în ziua aceasta de sabat este: cum este locul prin care treci tu? Nu te gândi la alții, gândește-te la tine. Cum este locul prin care treci tu? Cu ce față treci? Cu ce atitudine? Cu ce fel de cuvinte? Cu ce fel de comportament? Ce inspiri pe ceilalți? Auzi pe doi crămăluindu-se, faci și tu, trio, sau quartet, sau quintet, al plângăcioșilor și al nemulțumiților. Cum prefaci locul în care ești? Într-un pustiu sau într-un loc plin de izvoare? Și așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Nu mergi de la Dumnezeu doar să consumi binecuvântările. Nu mergi la Dumnezeu doar să-i spui păsurile tale. Nu mergi la Dumnezeu să-i spui doar nemulțumirile tale. Nu mergi în fața lui Dumnezeu să-i spui doar cerințele tale, ci mergi ca să-i spui lui Dumnezeu cât ești de fericit și de mulțumitor pentru ceea ce ți-a dat. Observați că oamenii ăștia merg din putere în putere și se înfățișează în Sion. Nu merg slăiți ca să ia de acolo de la Dumnezeu doar și să fie niște consumatori. Ei merg din putere în putere ca să n-aducă o jertfă vlăguită lui Dumnezeu. Și când se uită Dumnezeu la ei să zică: uite, poporul meu, uite cum cântă, uite cum se roagă, uite cum predică, uite cum sunt de entuziasmați ca să se întâlnesc în casa mea. Asta îmi place. Credeți că la templu era o închinare din asta așa leșinată? Nu. Dacă citiți psalmii și dacă îi citiți fără ochelari de cal pe care ne-au pus alții, o să vedeți că atmosfera era cu totul și cu totul alta. Citiți, vă rog, cartea Apocalipsei, unde sunt scenele liturgice, nu seamănă deloc cu ceea ce avem noi de multe ori. Excepție face avantgardă, sigur că da, totdeauna. Aici ne bucurăm de muzică bună, ne bucurăm că suntem unii cu alții. Atitudinea aceasta a învingătorilor, bucuria aceasta a învingătorilor trebuie să fie în sufletul nostru. Chiar dacă suntem loviți, chiar dacă uneori viața ne mai dă câte un brânci, niciodată nu trebuie să ne lăsăm. Gândiți-vă la oamenii lui Dumnezeu, gândiți-vă la Sfântul Apostol Pavel, care majoritatea epistolelor sale de unde le-a scris? Din închisoare. Din închisoare, multe dintre ele le-a scris din închisoare. L-ați auzit vreodată plângându-se: vai, atâta mă dor ciolanele astea de reumatism, mă dor încheieturile, cred că o să scriu la ăștia să fac petiție că mi sunt încălcate drepturile. E mucegai, e rece, stau pe pietre, da? E cam mizerie aici, umblă șobolanii, Doamne, de ce m-ai adus aici? Ați auzit ceva de genul la Apostolul Pavel? Nu erau ca acum
pușcăriile ca hotelul de lux. Nu. Și cu toate astea, atâta bucurie, atâta speranță, când a fost cu picioarele în butuci și în lanțuri, ce a făcut? A început să-și plângă de milă, nu? Vai de mine, uite și tu. M-am lăsat de Sinedriu, m-am lăsat de fariseism, m-am lăsat de popie, m-am lăsat de toate alea unde aveam toate gradele pe umeri și toată lumea îmi zicea da să trăiți și la un pocnet ori omoram, ori înviam. Și acum am venit să mă bată ăștia măr aici și să suport toate chinurile astea și toate nenorocirile. Nu, zice. Pe alea le-a lăsat ca pe un gunoi și când l-am îmbrățișat pe Hristos și lucrarea Lui și când am văzut ce înseamnă experiența asta a bucuriei, mântuirii, nimic și nimeni nu mă mai poate împiedica să fiu fericit. Despre asta este Evanghelia. Evanghelia este vestea bună, nu întristarea bună. Evanghelia este despre speranță și despre fericire. Nu este despre fețe acre și posomorâte și despre pastorații încruntate și despre servicii în care pur și simplu nu mai știm cât să fim, care mai de care mai serioși. Nu. Mi-aduc aminte, am avut un coleg profesor care a spus, băieți, uitați de pastorația încruntată. Că nu-L impresionați pe Dumnezeu cu nimic. Nici mai sfinți nu sunteți, nici mai buni, îi plictisiți pe oameni și faceți să doarmă la predici. Și unii au studiat pastorația și slujirea încruntată. Și știu să-ți vorbească pe niște tonuri așa de eteriene și nenaturale, încât pur și simplu nu știi de unde, din ce lume a căzut. Că nu-i natural nimic. Ori în momentul în care ne uităm la lumea lui Dumnezeu și ce a făcut El, totul este atât de natural. Bucuria este o stare naturală a sufletului și tot ceea ce este natural îți produce bucurie și încântare. Și când plângi din toată inima, e mai bine decât dacă plângi ca un prefăcut. Dacă râzi, râzi din toată inima, nu rânji ca un prefăcut. Fii natural. Asta zice Dumnezeu. Și în momentul acela ești fericit. Ești tu și când ești trist, ești tu și când ești vesel și trăiești pe vantaiul acesta emoțional toate stările. Dar important este ca starea dominantă a ta să fie una de bucurie, de entuziasm, de speranță. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia minte Dumnezeului Iacov. Tu care ești scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața unsului tău, căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Este o bucurie, este o fericire. Și asta a vrut să ne transmită și Domnul Hristos când a fost pe pământ. I-a luat pe oameni de la viața grea și a zis, ferice de tine când plângi, poți să fii fericit și când plângi. Ferice de tine când ești flămând și însetat, poți să fii fericit și atunci. Ferice de tine când ești prigonit, poți să fii fericit și atunci. Și oamenii, au zis, cum? Păi ăștia pun pe noi bice, canoane, reguli, probleme, întristări. Și noi avem atâtea probleme. Și când ne gândim că am făcut și o întreagă teologie a nefericirii și a frustrării. Vine evenimentele finale și ce dacă? Vine marea strâmtorare și ce dacă? Vine persecuția și ce dacă? O să fie greu și ce dacă? O să fie crize și ce dacă? Știți cum suntem noi?
Ca și atunci când ei spune unui copil niște lucruri care țin de viață, care îl țin în siguranță. Vezi, ai grijă când te asiguri să treci trecerea, să nu te calce o mașină. Îi spui, dar îi spui așa mai succint. E ca și cum ai descrie, fii atent că dacă treci trecerea, s-ar putea să vină o mașină, să-ți zdrobească capul, să te facă fleci, să ajungi la operație, să te taie cu ferestrău. Cam așa facem noi cu teologia asta, prin care Hristos a vrut să ne avertizeze cu privire la anumite lucruri și noi ne băgăm în niște detalii care nici nu știm dacă o să fie chiar așa. Și în al doilea rând, sunt problema lui Dumnezeu. Problema noastră este să fim fericiți, să avem mentalitatea de învingător și orice s-ar întâmpla în viața noastră, să rămânem cu un tonus foarte sus și să rămânem învingători. De aceea, atunci când trăim, dragii mei, să trăim cu bucurie, cu capul sus, cu demnitate, pentru că așa ne iubește Dumnezeu și așa ne vrea Dumnezeu. Vrea să avem bucuria învingătorilor, entuziasmul lor. Mi-aduc aminte și cu asta aș vrea să închei. Eram în anii de practică la teologie și bineînțeles că fiecare își lua modelele și majoritatea erau modele, știți, cam biserici, sfinți din aia pictați, se uită încruntat așa la tine, că așa trebuie să fii, cu nim deasupra capului. Și mai eram câțiva mai șugubeți acolo în grupul nostru bărbătesc, mai făceam câte o glumă, mai râdeam și mai aveam curajul să mai zâmbim. Și bineînțeles că asta le plăcea fraților, că na, vedeau destui încruntați. Și la servici și în cursul săptămânii mai veneau și la biserică, mai vedeau și la în stânga, în dreapta, încruntat. Mă, hai să vedem, mai găsim și altceva. Și eram câțiva care mai spărgeam balonul ăsta al tristeții și al nefericirii. Și la un moment dat am cântat o piesă foarte dinamică și colegul ăsta era tot încruntat așa, ca și grimasă. Și după aia s-a dus să predice. Și a zis fraților, dar el era foarte natural în nefericirea lui. Fraților, noi trebuie să fim bucuroși. Pentru că așa vrea Dumnezeu. Și oamenii din sală râdeau de el, pentru că el credea că trebuie să fie bucuros, dar practic trăia grimasa invers. Era întors pe dos. Și bineînțeles că frații au râs, dar e bine că au râs și așa, măcar au râs, nu au stat posați și posomorâți. Dar cam așa suntem și noi. Cred că în toată umblarea aceasta creștină pe care o avem, noi trebuie să avem această bucurie a mântuirii. Vorbesc de bucuria mântuirii pe care au avut-o profeții, au avut-o apostolii, a avut-o Iisus Hristos. Și cred că trebuie să o avem și noi dacă vrem să fim cu adevărat fericiți și împliniți. Nu-mi imaginez un cortegiu funerar mergând spre ceruri, cântându-i niște osanale plictisite lui Dumnezeu. Nu-mi imaginez cerul în care să cântăm niște cântări leșinate, ci-mi imaginez că totul este despre bucurie, despre speranță și despre această mulțumire pe care o să o aducem veșnic lui Dumnezeu pentru jertfa Lui și pentru tot ce a făcut și face pentru noi. Amin. Amin.